Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, se pregătește să-și aleagă noua conducere. Directorul filialei județene a Crucii Roșii, economist Gheorghe Popescu, a anunțat că reuniunea care va decide funcțiile noului organ va avea loc pe 25 februarie. S-a desfășurat ședința de comitet a filialei, la care au participat membrii acestui organism de conducere. Ședința a hotărât următoarele. Convocarea adunării generale a filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pentru data de 25 februarie, pentru a se face bilanțul pe ultimii 4 ani, alegerea noului comitet județean de Cruce Roșie Dâmbovița și desemnarea delegaților și candidaților pentru adunarea generală a Societății Naționale de Cruce Roșie din România din luna aprilie 2011, care se va desfășura la București.